Doamnelor și domnilor, bună ziua din nou, cam răruț, vă spuneam că la un moment dat emisiunea asta o să înceapă să se numească câteva titluri, din 24, câte 5 zile pe săptămână, am ajuns la 3 zile pe săptămână, 2 zile, o zi pe săptămână, din când în când titluri. Bine, ne revedem, astăzi este marți, vin după, mi s-a spus să iau cafeaua din cadru, dar nu vreau, na. Da? O țin acelea. Ne vedem din când în când, pentru că vin după niște zile în care a trebuit să efectuez anumite operațiuni care nu fac parte din plaja mea de activități obișnuite și anume a trebuit să filmez, să fiu cameraman. Parte. Pentru că au fost evenimente duminică, nu știu dacă ați avut ocazia să urmăriți live pe pagina noastră de Facebook, pe Roman24 online, lansarea, cum se cheamă, vai, am uitat, nu festivalul, lansarea, uite mă ce-am scapă cuvântul, în fine a fost festivalul Costică Matei Creanga, 10-a ediție, cu mărul de lângă drum, am uitat cum îi spune, lansarea tarnul tarafului. Când se adună mulți oameni și cântă și dansează, muzică populară, îmi scapă cuvântul acum, nu mă întrebați de ce. Mărul de lângă drum, care a avut loc pe scena mare a Casei de Cultură în Sala Mare. Îmi pare rău să spun că sala nu a fost nici pe departe atât de plină cât mă așteptam eu să fie. Asta mă duce cu gândul că clar, da, romașcanilor mai puțin le place să meargă în spații închise. Pentru că atunci când au fost zilele Romanului sau zilele Berii sau festivalul mai știu care se face în aer liber, acolo e plin de oameni, mă. Da? Și nu neapărat că românului, romașcanului îi place spațiul larg, aerul curat, pentru că nu poți să joci la un festival de genul ăsta în aer liber, unde duhnește amicea, transpirație, țeavă de eșapament și așa mai departe, să spui că îți place aerul curat. Dar cred că e vorba de să mă vadă vecinii. Cred că la asta se rezumă toată chestia. Bă, de ce nu mergi, de exemplu, la un concert care se ține într-o sală? De ce nu mergi? Pentru că nu mă vede nimeni. E, dar dacă e în aer liber și se adună toți mămărlanii acolo, mă vede lumea, bă. Că mi-o nevasta, copiii, îmbrac cu hainele de duminică. Îmi pare rău că trebuie să spun chestia asta, dar suntem o nație de prefăcuți. Din punctul ăsta de vedere. Dacă nu mă vede lumea, de ce să ies? Da? Ce rost are să ies dacă nu mă vede lumea? Ceea ce mi-aduce aminte de un articol pe care l-am pus și pe Facebook zilele, știu că o să se supere românii romașcani. A, frate, vrei să spui că suntem? Da, suntem niște snobi. Niște snobi și niște prefăcuți. Și mi-aduce aminte de un articol pe care l-am postat ieri pe Facebook. L-am găsit un articol marca Adevărul, foarte bine scris de Elisabeth Băuleanu. Dacă aș întâlni eu personal pe doamna domnișoara asta, aș strânge-o în brațe. Nu doar pentru modul în care a scris articolul, ci pentru, în primul rând, pentru curajul de a-l face public, de a-l publica în cotidianul Adevărul, pe net cel puțin. Un articol care n-a avut mai puțin de 1055 de distribuiri pe Facebook. Da? Deci peste 1000 de distribuiri pe Facebook, pentru că e un articol care ne caracterizează după 100 de ani și anume cum e românul, cum era românul acum un veac, acum 100 de ani și cum sunt românii acum. Și o să vedeți, citind articolul respectiv, că nu ne-am schimbat deloc într-o 100 de ani, că în România nu s-a schimbat absolut nimic. În afară de tehnologie, bun, nu absolut nimic, da? În afară de că am evoluat tehnologic cât de cât, că avem acces la internet, că nu ne mai facem nevoile în fundul curții, parte dintre noi cel puțin, că avem televiziune și că ascultăm radio, în rest nu s-a schimbat mare lucru. Portretul românului de acum un secol este identic cu portretul românului din 2016, un tablou înfiorător de actual, scrie în titlu. Românul este omul care un an de-a lungul stă degeaba și în ultimele zile dă pe brânci. O să-mi permit să vă citesc câteva alineate din el și să-mi spuneți dacă nu este dureros de adevărat. Suntem o nație lipsită de voință, resemnată, superstițioasă și fatalistă.
Așa era descris poporul român în urmă cu 100 de ani, cel puțin. Trăsăturile negative erau puse pe seama istoriei zbuciumate și a perioadelor în care românii s-au aflat sub ocupație străină fără a avea siguranță pentru ziua de mâine. Dar fiindcă suntem un popor care, indiferent de ce vă învață cu voi la școală sau ce scriu dacomanii de pe internet și așa mai departe, e un popor care a pierdut aproape toate războaiele. Și a fost mai mult ocupat decât suveran. Noi nu ne place să ne lăudăm, că suntem un popor neînfrânt, neatârnare, dragoste de țară, nu există. Toate astea nu există, nu mai există de foarte multă vreme. Este, pare rău că trebuie să spun treaba asta, poate sunt eu defetist, poate nu știu, spuneți-mi că, bă, frate, nu ești patriot deloc. Nu, nu e vorba de lipsă de patriotism, e vorba de minciunile care sunt servite pe tavă, da? Poporul român este un popor care a învins în continuu. Nu e adevărat, poporul român a fost supus tot timpul aproape. Și în momentul ăsta, dacă nu este supus de cineva din afară, e supus de cineva din interior. Noi stăm mereu aplicați în fața cuiva. Că asta e nația noastră. Una cică dintre marile neplăceri ale poporului român și de acum 100 de ani și actual, în afară că suntem fataliști și superstițioși și că decât să punem mâna și să schimbăm ceva, așteptăm să ne dea Dumnezeu că na, avem credința că o să se întâmple, mergând pe ideea că păsările cerului, da, scrie mare la carte, păsările cerului nu muncesc, dar totuși Dumnezeu le dă, noi mergem pe exact aceeași idee. De ce să ne ridicăm de pe scaun și să facem ceva? Așteptăm să ne dea Dumnezeu că e mai ușor. Suntem fataliști, superstițioși, inteligenți, dar delăsători. Vă spuneam că una dintre părțile negative ale nației române de acum 100 de ani și actuale e neterminarea lucrului început. Neterminarea, ci că toate felurile de activitate românească, scrie Dimitrie Drăghicescu în volumul intitulat Din psihologia poporului român, toate felurile de activitate românească, știință, literatură, artă, agricultură, industrie și comerț, poartă pecetea neisprăvitului. Neisprăvite sunt comerțul și agricultura și industria, căci comerțul îl fac străinii. Țăranii noștri nu sunt astăzi nici mai buni, nici mai rei agricultori decât cei vechi geți. După vremea aia, la fel, nu suntem mai buni, am evoluat cu nimic. Iar industria vine gata din patru părți ale lumii. Nu o facem noi. Au venit alții și au făcut-o. Așa, trec foarte, foarte repede. Iar cu... Unde eram? În fața bolilor, molimelor sau furiei naturii, țăranii ridică ochii spre cer și pun totul pe seama lui Dumnezeu. Și li se pare un sacrilegiu să lupte împotriva lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu dă o inundație, de ce să ne chinuim să facem diguri? Este! Este! Că de aia în 2016 încă mai avem orașe care sunt capitale europene ale culturii de-a lungul vremii, de exemplu. Avem inundații în orașele alea și circulația este paralizată. De aceea, în continuare, deși mergem în străinătate cu zecile de mii, cu sutele de mii, cu milioanele și ne întoarcem anual în țară, nu vedem mai departe de lungul nasului și de treaba pe care avem de făcut acolo. N-a venit unul din străinătate să spună, domnule, am văzut în țara în care locuiesc de 10, 12, 15, 20 de ani niște chestii care ar putea îmbunătăți viața din România. N-a venit unul să spună chestii. De ce? Pentru că românul merge acolo, lucrează acolo și își vede de treaba lui. Și mai departe nu-l interesează. Da? N-am văzut, de exemplu, de ce în România, în continuare, în 2016, lucrările pe drumurile publice, chiar și cele mici până la cele mari, se fac ziua. Când în străinătate nu ai să vezi așa ceva, lucrările pe drumurile publice se fac noaptea. De ce? Are o logică. Ca să nu încurce traficul de a doua zi. N-ai să vezi în străinătate lopeți puse de-a curmezișul drumurilor pentru că nu știu ce nene trebuie să facă o găurică în asfalt. Dacă are să o facă, îl o face în străinătate noaptea, pentru că a doua zi pe drumul respectiv, oamenii vor circula și trebuie să ajungă la serviciu. Numai de vreme de azi dimineață, jumătate din parcarea de aici de la Profi era ocupată de niște lopeți puse așa, pentru că niște oameni trebuie să aude florile. La 9 dimineața. Pe o stradă care e cu sens unic și care e intens circulată, păi dați-o dracului, e logic că te enervezi, ajungi la muncă și târziu și nervos. Lucru care în altă parte, în alte țări, se face ori la crăpat de zi,
La 5 dimineața, la 4, că e serviciul lor. Marcajele de pe șosea în România se fac în miezul zilei. Ore în șir, stai într-o coadă interminabilă, așteptând să ajungi acasă, la școală, să duci copilul la școală, la cămin, să-l iei de la cămin sau să te întorci de la serviciu, stai într-o coadă interminabilă pentru că în față, la 150 de metri, e un nene care dă cu bidineaua, făcând o trecere de pietoni în miezul zilei. Înțelegeți? Despre asta mergem în străinătate și vedem cum arată civilizația și ne place civilizația și e faină, dar nu aducem în casă la noi deloc, că nu ne place aici. E nașpa. Lucruri care în străinătate se fac noaptea, bre. De ce? Că nu-i trafic. E simplu. Românul este omul care acum 100 de ani și acum la fel este omul pe care îl definește neterminatul, nefinalizarea. Cu cât plănuim mai multe lucruri, cu atât începem mai puține. Se spunea acum 100 de ani și spuneți-mi, vă rog, dacă s-a schimbat ceva, contraziceți-mă pe Facebook. Bă, neamțule, n-ai tot ce s-a făcut la noi, s-a și terminat, frate, cu succes. Da? S-a plănuit în România cadastrul, irigațiile, vot universal, casa rurală pentru populația de la sate. S-a plănuit un canal de la București la Dunăre, o sumă de linii ferate noi. Nu puteți deschide un jurnal sau o revistă în care să nu se vorbească și să nu se propună reforme și îmbunătățiri economice, culturale, comerciale, militare. Spunea Drăghicescu la 1907. Nimic din toate astea însă nu s-a început. Sau dacă s-a început, nu s-au terminat, except în canalul Dunăre Marea Neagră, pe care îl înjură toată lumea, pentru că acolo au murit oameni. Și acum la fel, propunem peste tot, când te uiți la televizor, dai drumul la televizor, citești un ziar și altele, e cineva care să propună o reformă, cineva care să ceară o reformă, cineva care să vrea schimbarea unui sistem. Ne-am făcut datoria, am cerut, s-a propus, gata, ne-am făcut treaba, bă, dar s-a și rezolvat, vere, nu. Dar mai departe nu mai ține de bine, nu mai e problema mea. Mii de oameni au ieșit după colectiv să ceară mai multă siguranță, s-a cerut în locurile publice, mii de oameni au ieșit după ce au venit ăștia la Pungești cu frecușul ăla lor cu gazele naturale. Oamenii ies în stradă, le place să iasă în stradă, e frumos. Ce se finalizează? Nimic. Au ieșit în stradă și au făcut datoria. La revedere! Gata, nu s-a schimbat mare lucru, dar ei și-au făcut treaba. Altă chestiuță care nu s-a schimbat de la 1907 încoace, tot același Drăghicescu scrie în Cartea Domniei Sale, bă, vă recomand articolul ăsta și mă opresc aici, că n-are rost să vi-l citesc pe tot, nu-i lung, dar nu o să vi-l citesc eu tot, vi-l recomand să-l citiți, articolul în ziarul Adevărul despre românii de acum 100 de ani. Totul se face ca și cum ar fi pentru ochii unor drumeți care n-au de gând să fie încă o dată pe același drum. Adică, totul nu este să fie ceva, ci să pară că este ceva. Sub aparență, prea puțin îndrăznesc să coboare. Mai scrie Dumitru Drăghicescu. Să vă traduc? Dăm o spoială. Avem un spital în care putrezesc nu doar pereții, ci și pacienții. Ce facem? Dăm o spoială nouă. Dăm un var nou. Și pe pacienți. Gata. Ne-a făcut treaba. Să vină cineva în vizită, va vedea că e curat și frumos. După ce pleacă ăla din vizită, încep să cadă pereții. Da, dar ne-am făcut treaba. Adică, bă, da? Nu există o reformă clară de la zero. Bă, vere, știi ce? Merge prost. Eu zic să începem din nou. Și să facem bine tura asta. Nu. Cârpim. Cârpim peste tot. S-a surpat o bucată de stradă, punem o bucată de asfalt, turnăm niște bitum din nou, fără să ne gândim că în 5 zile, datorită traficului, bucata aia de asfalt care a căzut, o să cadă din nou. De ce? Că e o groapă de desubt. Nu! Nu acoperim, nu umplem groapa aia cu ceva. Mai turnăm o poșghiță de bitum deasupra, ca să pară că e făcut. Vine primarele, se uită, vine de la cine DNR, cineva se uită, bă, da, parcă arată stradă, da? În 2 zile, în 3 zile, în 4 zile, primul șofer care o să treacă cu roata peste bucățica aia de asfalt, o să cadă în groapă. De ce? Că e o groapă de desubt pe care n-a umplut-o nimeni. Țâșnește apa dintr-o conductă. Mai punem o bucată de cârpă pe care o prindem cu două sârme. Este
Ăsta este, nu s-a schimbat nimic. De la 1907, în 100 de ani, românii au rămas leneși, apatici și superstițioși. La 1907 erau numai puțin de 140 de sărbători din 365 de zile. Nu știu dacă au rămas 140, s-ar putea să fie chiar mai multe acum. Nu muncim, nu ăștia de lucrează în firme, în întreprindere, ăștia trebuie să muncească la foc continuu, da? Nu muncim în alte sfere de, nu știu, marța ciorilor, luna viermilor, scrie acelea, miercurea strâmbă, foca, Sfânta Maria, nu știu, avem 140 de sărbători, erau la 1907 din 365 de zile ale anului, ceea ce românii, fiind foarte încrezători în Dumnezeu, le țin. De ce? Că le-i frică de pedeapsa divină. Da? Cei din străinătate spun despre noi că, mă, românii sunt foarte deștepți, dar le lipsește dorința de a se autodepăși. N-au chef. Românii lasă totul pe ultimul moment. Și asta se vede de la cel mai mic la cel mai mare, de la cel cu țâța în gură până la cel cu barba sură. Dom'le, ai de învățat pentru o teză la istorie, dar când înveți? În noaptea dinaintea tezei. Ai mâine bacalaureatul? Da, băi, azi mă duc în club. Am timp la noapte să învăț. E pui mâine absolut nu știu ce dracu examen la facultate? Da, înseamnă că mâine pot să stau să chefuiesc. Învăț pui mâine noapte. Este? Românii, genul de popor care stă un an întreg, genul de popor care freacă menta un an întreg, 364 de zile și muncesc pe brânci la 365 zi. Atunci, să dea gata tot și fac totul repede, foarte repede, lucru pe care îl face într-un an întreg, reușesc să-l fac într-o zi, dar îl fac prost, dar măcar îl dau gata. În continuare voi spune, nu înțeleg pe stranieri. Nu reușesc să înțeleg pe stranieri. Eu să fiu în locul lor, aș veni în fiecare zi cu 500 de idei, în fiecare zi, în fiecare an, întorcându-mă din străinătate, cu 500 de idei pe care să le bag primarului pe gât. Pentru că le văd în străinătate puse în practică. Văd sisteme care în străinătate funcționează. Sau nu funcționează perfect, că nu există sistem perfect. Dar care acolo funcționează, ar putea fi funcționale și în România. Și aș veni cu... Dom'le, cum se face? Păi uite, în străinătate, de exemplu, se face pe autostradă, evident, ceea ce la noi nu există, banda aia verde. Dacă eu în mașina mea iau încă 3 oameni, am acces la banda verde, care îmi permite să merg cu viteză cât mă ține pe mine, fără trafic. Intru pe banda verde, de ce? Pentru că poluez mai puțin și există o lege rutieră pe acolo, pe undeva, care îmi permite să fac treaba asta. Este? Care locuiți în Spania? Ați auzit măcar o dată de banda verde? Să nu stai prins în traficul de pe autostradă. Există o bandă separată și mergi pe ea. De ce? Pentru că ai mai mulți oameni în mașină și se cheamă că în loc să meargă fiecare cu mașina lui, faceți drumul ăsta comun și statul vă ajută să ajungeți și vă încurajează să faceți treaba asta. S-ar putea pune în practică și în România. Cum au rezolvat italienii cu câinii vagabonzi? Nu ne place să ne plângem. Dom'le, a venit în țară, vai aici la voi, la România, la România, nu se poate să ieși mai seara că te rupe cane. Da? Măi, Vasile, dar la tine acolo, în Italia, de unde ești tu, din Moș Strămoș, cum au făcut italienii de a scăpa de câini vagabonzi? Cum se face cu plata la diverse chestii? De ce acolo se face și la noi nu se face? Păi tu ești acolo, interesează-te, vină cu idei și că dacă noi nu avem ideile noastre, noi ca români suntem proști ca noaptea și cei care sunt plătiți să aibă idei sunt incompetenți și nu-i duce mintea. Nu le au ideile proprii, nu se, sau ce au ei nu se poate pune în practică. Vină tu din străinătate cu idei bune și dă-le-le și ăsta, dă-le-le și ăstorlalți ideile, dă-le-le. Dă-le și ăstorlalți ideile. Nu? Ce e așa de greu? Dar nu, noi plecăm în străinătate și stăm acolo și vedem exact ce trebuie să vedem. Serviciu acasă, chef, manele. Sămânță, manele din nou, serviciu acasă. Nu interesează mai departe. Uite, pun un ban deoparte, mi-au o mașină super meseriașă, ajung în România, o ard în bășin, cum se dice la gumă, fă, da?
Și după aia plec înapoi la mine, la mine, în Italia, sau în Spania, sau în Franța, sau în Belgia, sau în mama măsii, unde mai suntem noi plecați, că suntem toți plecați. Venim în România, ne spargem în figură, ne dăm mari, că asta e ideea, voi credeți că românii vin în țară de dor? Nu! Prea puțin vin în România de dor, vin să-i vadă ăilalți ce bine o duc ei. Să admitem chestia asta. Și știu că mi-am ridicat toți oamenii, de voi uitați la mine acum, am pus să-mi săriți în cap, bă, nu ai tu idee de ce, de-aia veniți în țară, mă. Prea puțin vin de dor. Dar dacă tot veniți și aveți ideile și v-ați emancipat în străinătate, că am auzit un dialog ieri într-o... Că de-aia nu evoluie, de asta nu evoluați voi aici la voi în România, că nu, bă, dar Vasile... Ajută-ne să evoluăm. E clar că noi, ca români, suntem proști ca noaptea. Da? Nu avem idei. Și dacă avem idei, nu are ce să le punem în practică. Și dacă nu sunt fonduri. Și dacă sunt fonduri, le fură hoții de la guvern. Că de asta a spus și acolo. Nu e zi în care să nu pornesc calculatorul, să intru pe net, să nu văd deputatul nu știu care, sau senatorul nu știu care, sau parlamentarul nu știu care, află astăzi dacă va fi judecat în libertate sau nu. Asta este România în care trăim. Nu e zi să nu, e, să nu fie cercetat careva din cei care ne conduc. E clar că avem numai hoți la conducere. De ce? Pentru că află dacă va fi cercetat în libertate sau nu. Asta e România. Le-am permis lupilor să ne conducă. Și noi rămânem niște oi. Am avut senzația că avem posibilitatea să alegem. Nu avem posibilitatea să alegem. De ales vom alege între alți hoți, păi să-i dăm pe ăștia la o parte și să vină alții, sunt la fel. Ei, veniți voi din străinătate și dați-ne idei. Vești proaste, bă, nu mai trec prin Wikipedia astăzi, poate doar mai târziu să ajung. Vești proaste pentru toți românii. Vă zic de pe acum și există și o logică pentru care spun treaba asta. Germania vrea să crească vârsta de pensionare la 69 de ani. De ce sunt vești proaste pentru români? Pentru că noi, fiind pupincuriștii Europei, vom face exact aceeași chestie. De ce? Dacă a făcut-o Germania, frate, trebuie să o facem și noi. Nu? Că noi asta avem pensii speciale pentru aleși și vârstă maximă de pensionare, nu, minimă, dacă se poate. Deci cel puțin la 70 de ani pentru români, pentru prostime. Asta e, bă, să muncească. La muncă, în lampă. Germania vrea să crească vârsta de pensionare la 69 de ani. România cu siguranță o face înaintea Germaniei, ca să le demonstrăm că stăm de bună credință și că suntem niște membri valoroși a unei uniuni pe care o doare în cur de noi. Banca Centrală a Germaniei vrea să ridice vârsta legală de pensionare la 69 de ani până în 2060. La noi s-a face anul ăsta, chiar asta va fi genul de lege care va fi votată în unanimitate zilele astea, cu siguranță. De ce face Germania treaba asta? Pentru a relaxa din presiunea pusă pe sistemul statal de pensii în condițiile în care se înregistrează o îmbătrânire a populației, scriu cei de la Bloomberg. De ce se va face în România? Pentru că de aia. Nu trebuie să existe o explicație, prostimea nu trebuie să știe de ce. Dar dacă Germania vrea să facă pasul ăsta, înseamnă că și noi trebuie să ne aliniem la cerințele Uniunii Europene. Cum s-a făcut cu prețurile, cu exportul, tot ce avem, trebuie să dăm în afară. Reformele recente nu au reușit să protejeze cetățenii de o scădere a nivelului pensiilor, potrivit unui anunț de luni al Băncii Centrale Germane. Cetățenii care nu optează pentru asigurări private ar putea vedea scăderi chiar și mai devreme. Deci, și atunci de ce mai plătim, mă, la stat? Măcar să ne spună statul, bă, frate, nu mai dați un leu către noi, o marcă, un fenic, un euro, un cent, pentru că oricum o să-i vedeți înapoi. Cine dracu trăiește după o viață de muncă până la 70 de ani, ieși la pensie, mori la 70 de ani și 2 luni. De ce să mai plătești? Nu mai plătești nimic la stat și aștepți să vezi ce se întâmplă. Pui bani la saltea. Deși tarifele mai mari la asigurări teoretic ar putea păstra stabil sistemul de pensii, ar pune o presiune mai puternică pe contribuabili și o împovărare fiscală mai amplă are consecințe negative asupra dezvoltării economice. Banca Centrală Germană spune, pentru a evita împovărarea cetățenilor, vârsta legală de pensionare trebuie ajustată. Până în 2030, planul ăstora este să ridice vârsta de pensionare la 67 de ani. Până în 2060, la 69 de ani. Până în 2100,
O să mori în câmpul muncii, nu o să mai existe nicio pensie. Tot îți ridică ăștia vârsta până la 80 de ani, poți trebuiască să muncești, la 85 de ani o să ieși la pensie, la 90 de ani și după aia nu o să mai ieși niciodată la pensie. O să vină o lege, ceva de genul, știți ce? Se suspendă. Cum adică? Adică nu se mai dau pensii. Păi și eu ce fac? Când ies? Nu ieși. Muncești până mori. Ești plătit. Muncești până mori. Câți ani ai tătaie? 110! Și unde muncești? Nu știu nici măcar unde stau! Nu mai țin minte, dar mi-te unde muncesc. Păi, dar ce erai când erai tânăr? Cred că eram neurochirurg, nu sunt convins. Da, dar mi-aduc aminte multe creiere. El, de fapt, era lucra la abator. Era bucătar, probabil. Parcă lucram ceva cu intestine, cu din astea. Păi și unde lucrezi? Nu știu nici măcar unde, cum mă cheamă. Câți ani? 110. Bine, așa. Să tot ieși la pensie. Nu o să mai ieșim la pensie. Apropo de că românii au devenit blazați și fataliști. Da, alt motiv pentru care românii merg pe ideea la ce să mă mai chinui, frate. Adică eu aș da mai bine. Aș da din mine tot ce e mai bun. Dar pentru ce? Ca să îmbogățească altul? Un ce? Un patron care nu mă plătește? Un patron care nu-mi face un contract de muncă? Un patron... Pentru că nu ne place să ne plângem, da? Fără să luăm efectiv atitudine. Un patron care și-a luat un Audi Q7 sau știu de care dracu și mie îmi dă 500 de lei pe lună, pentru ce să muncesc pentru el? Merg la muncă pentru că trebuie. Nu-mi place, nu vreau, n-am chef. Dar merg pentru că trebuie, e tradițional să ai un serviciu. Și atunci nu dai din tine ce ai mai bun. La ce te ajută? Că doar nu câștigi tu, câștigă tot șmecherul ăla pe care nu-l vezi decât o dată pe an. Care se cheamă patron. Este? Asta e gândirea, inclusiv a mea. La ce să mă chinui mai mult? Faci cât trebuie să cât ești plătit. Ești plătit un leu, de un leu muncești. Deci pot să jur că asta n-am deschis-o, nu știu ce e asta. De ce am materialul ăsta aici? Ce să mănânci ca să ai o stare de spirit excelentă? Zilele trecute văzusem un alt articol absolut idiot. Cum să faci, cum să bei cafeaua ca să te simți bine. Na, după titlu m-am prins, mi-am și imaginat cum iau ibricul fierbinte de cafea și mi-l torn pe gât. Cum poți să bei cafeaua ca să te simți bine? O duci la gură, o savurezi, o înghiți. Nu te simți bine, dar măcar te trezești. Și după aia îți vine... Da? Cum poți să bei cafeaua ca să te simți bine? Ce să mănânci ca să ai o stare de spirit excelentă? A, bun că din seria articolului asta, cum să mănânci corect? Cum să mănânci sănătos, pardon? Cum să mănânci, frate, sănătos? Cu siguranță nu pe partea aia. Aia nu înseamnă un care. Dacă o bași pe partea aia, ce nu mă gândesc la fălci, chiar pe partea aia, aia nu înseamnă să mănânci sănătos. Cum să mănânci? Să bagi în gură? Mesteci de mai multe ori ca să nu înghiți dita dumicatul. Da? Alege alimentele potrivite și îți vei îmbunătăți starea de spirit. Hai să vedem cum putem să fim veseli și fericiți mâncând. Poți să mănânci portocale pentru că îți calmează mintea și sunt bune pentru sănătate. Portocale, pentru că astea conțin o cantitate mare de vitamina C și ajută la reducerea nivelului de cortizol și a tensiunii arteriale. Scap de stres și de tensiune arterială. Ceea ce înseamnă mai puțin anxietate. Alte alimente bogate în vitamina C care te ajută să fii mai plin de viață, kiwi, grapefruit, căpșuni, roșii sau broccoli. Sau vitaminele preferate ale moldoveanului, E și B, care se găsesc peste tot. Avocado, iarăși, lapte. Bă, nu v-am dat zilele trecute că nu e o idee bună să beți lapte, că nu știu ce studiu a arătat că laptele e nu știu cum și că o face rău. După, nu mai știi după cine este ei, bă. Că un set de oameni de știință spun, bă, beți lapte, laptele e foarte bun. Laptele, și eu știu că e bun, că eu îl beau de când m-am născut. Chiar că, de când m-am născut, eu tot cu lapte îi dau. Și pot să vă spun că am ajuns la marea reușită de a trăi, practic, numai cu lapte. Eu nu trebuie altceva. Organismul meu s-a obișnuit cu lapte. Lapte și biscuiți. Dacă am din asta, eu sunt fericit, frate. Bine, și net. Lapte, biscuiți și net. Cine mă cunoaște știe foarte bine. Eu mănânc puțină mâncare altceva decât lapte.
Și de ce? Pentru că de mic copil, de când m-am născut, mi s-a băgat o țâță în gură și pe frate dă-i cu laptele. Matern și pe urmă de la jide. Da? Sau de oaie, că am fost și cioban o perioadă, chiar mi-ați citit blogul, ați văzut că am făcut și treaba asta. Și mă dau în vânt după lapte, laptele îmi place, mai puțin ăla de capră, ăla de capră, da. Da? Dar laptele de vacă în special, ăla e al meu. Dai și o pungă mare de aia de biscuiți populari, românești, de aia pe care îți faci cu ciocanelul, da? Și eu sunt super încântat. Dai un film bun, un kil de lapte, un kil de biscuiți, tot înainte pionieri. Citez zilele trecute că laptele nu-i bun. Laptele produce nu știu ce dracu. Bine, bă, dacă o fi ăsta acum, actual, eu când mă duc și luam țâța vacii în gură când eram mic, făceam chestia asta, era bun. Și senzația era faină. Așa, spanacul. Pentru ce să consum mai multe legume cu frunze verzi? Pentru că spanacul conține magneziu. Da? Sparanghel, carne de curcan. Bă, pe ăsta nu suport. Ei, că astea de curcan e foarte bogată în triptofan. Ha? Ha? V-am spart? Un aminoacid care are un efect calmant asupra creierului și oferă o stare generală de bine. Dacă îți oferă o stare generală de bine, cu siguranță va fi în curând interzis. Pentru că și marihuana îți oferă o stare de bine. Și nu e chiar legală. Da? Tot ce îți dă o stare de bine, vă garantez eu că ăștia o vor interzice. Dom'le, laptele îmi dă o stare de bine. A, ești mai fericit, mai vesel, da, e ilegal. Îți face rău. Și cum tu ești atât de idiot încât nu-ți dai seama singur de ce îți face rău, îți interzicem noi, îți spunem noi ce îți face ție rău. Țigările îmi fac rău, ca urmare, nu mai ai voie să le fumezi unde vrea mușchiul tău. Și nu că îți fac ție rău, dar fac altora rău. Alcoolul nu face rău, alcoolul face bine tuturor, de aia e la liber peste tot. Oricine vrea să cumpere, poate să cumpere alcool. Ăla nu face rău nimănui. Da? Aia eu dacă fumez o țigară, corect, cel puțin 18 oameni din jurul meu se vor simți brusc cu cancer la plămâni și vor începe să tușească, mai întâi mărlane, nu vezi că tușesc, după aia vor apuca să facă, să vocifereze, după aia să-mi facă scandal, chestii care se întâmplă chiar și la terase. Oamenii din jurul meu se simt deranjați de faptul că eu fumez. Nu îi deranjează toată poluarea din oraș, îi deranjează fumul meu de țigară. Și țin țigara și beau suc. Și sunt fumător, și am mai spus-o, și sunt fumător și voi rămâne fumător. Și îmi pare rău că cei din jurul meu se simt deranjați și nu oblig pe nimeni să stea lângă mine. Dar totuși, ca și alți români, am exact aceleași drepturi ca și ei. La un scaun, pe terasă, am și eu voie să stau. Dar dacă ei se îmbată și se iau la bătaie la două mese distanță de mine, eu n-am voie să spun nimic. De ce? Pentru că alcoolul este liber, frate. Nu este ilegal să consume alcool. Dacă ei se bat și sparg capetele unul altuia cu sticlele de bere, eu nu trebuie să mă simt nașpa. Eu, fumătorul, paria societății, exilatul, da? Nosferatul sănătății lor, eu nu trebuie să mă simt nașpa când strică mie mojo-ul. Trebuie să mă uit la ei și să înțeleg, frate, asta este alcoolul, e liber, au voie să facă treaba asta. Guvernul a decis că eu sunt ăla care stă liniștit în colțul lui la masă și se autoexilează în cel mai îndepărtat colț al terasei ca să poată fuma liniștit o țigară. Eu le fac lor rău. Sticlele pe care ei și le sparg unul altuia în cap, e probabil, se întâmplă tot din cauza mea. Fumul meu de țigară i-a făcut pe oamenii ăia să se bată cu sticlele. Bașca pe urmă, unul din ei este foarte nervos, se duce direct la BMW-ul din dotare și pleacă cu el. Are voie, de ce? Pentru că alcoolul e la liber. Ăla nu e ilegal. Pentru ăla se face reclamă peste tot. Alcoolul. Cel mai bun vin românesc, Stalinskaya, vodka perestroica, vodka Ceaușescu, astea ai voie să faci reclamă și se pare că nu fac rău nimănui. Pe sticlele de alcool nu scrie consumul excesiv de alcool poate dăuna grav sănătății tale, dar mai ales acelor din jur. Asta nu scrie nicăieri pe sticlele de alcool chestia asta. Pentru că nu face rău, alcoolul e bun. De aceea
toate melodiile populare pentru zilele astea, dracu, numai asta am ascultat, muzică populară, că am fost pe anunțe, am filmat evenimente, ziua hramul de la Pildești, moldoveni, da? Ascultați muzica populară, tradițională, veche, românească. De băutură e vorba, frate, peste tot. Este? Bă, nu poți să fii român și să nu te îmbeți. Că la noi e sânge. Să mai bem un păhărel. Cine a pus cârciuma în drumul ăla? N-a fost om nebun? Da? Ia mai toarnă un păhărel să ne veselim nițel. Ne veselim până când paharul ăla de vin ți-l bagă cineva în gât. Pentru că a băut prea multe. Are prea multe și îți dă și ție măcar unul. Ia de aici. Și ți-l bagă pe gât. Da? Vinul e bun din Poloboc. Ei, nu vorbim, deci înțelegeți ce promovează tradițiile românești, seculare. Vinul e bun din Poloboc, nu din păhărel. Cui pare un păhărel? Acest fel de român ești să bei un păhărel. Nu, frate, un Poloboc. Și mai găsesc, dacă vreți. Nu, toate astea îs bune. De ce? Că-s tradiționale românești. E în sângele noastre, sau în fine, e în vinul nostru niște sânge românesc. Da? Fumatul, ăla-i parșiv, ai diavolul, ai iarba dracului, nașpa, fumătorii ar trebui bătuți cu pietre în mijloc, cu străzii. Și nu spun că în continuare, nu spun că legea asta antifumat nu e bună, spun doar că nu e antifumat, ci e antifumători. E o mare diferență. Legea nu este împotriva fumatului, domnule, ca să țină la sănătatea mea. Nu, legea este făcută ca să-mi dea amendă. Nu să mă facă să mă las de fumat. Deși dacă îmi dau amendă și mă sparg de bani, nu mai pot să cumpăr țigări. Dar asigur eu că un fumător își va cumpăra țigări oricum. Donează sânge, își vinde un rinichi, își trimite nevasta și copilul la produs și tot are bani de țigări. Că na, e un viciu pe care l-a acceptat și pe care îl susține financiar mereu. Dar vă spun, legea asta antifumat, cum a fost ea făcută și cum există încă, da? Nu este făcută împotriva fumatului, nu este făcută ca alții să nu se apuce de fumat sau fumătorii să se lase de fumat. Nu, este făcută ca să dea amenzi, să aibă o bază legală pentru a încasa bani. Pentru astea sunt legile în România făcute. Nu sunt făcute să îmbunătățească viața sau nivelul de trai, ci ca să existe un suport legal pentru a lua bani. A se vedea radarele. Radarul. Și a pierdut înțelesul. Asta orice șofer o știe. Orice șofer care a plătit măcar o dată amendă. Deci, dacă a plătit amendă, radarul nu și-a făcut treaba. În momentul în care tu, ca polițist, cu radarul în mână, dai amendă unui șofer, ai dat kicks. Șoferul nu a înțeles nimic. În afară de faptul că e mai sărac, nu a înțeles nimic din acțiunea ta. Îmi pare rău să spun. Dacă tu semnalizezi radarul și tot șoferul știe că ești cu radarul acolo, tot șoferul va merge în limita legală a vitezei. De ce? Pentru că știe că e radarul acolo. Și nu vrea să-și ia amendă. Și va merge în limita legală. Tu, ca radar, ți-ai făcut datoria. Șoferii merg în limita legală. A, bun, măi, frate, că tot șoferul știe că e radar acolo, dar merge cu 180 sau 200 pe oră, dar dă-i amendă ăla și iei permisul, că e clar că l-o dorit în cur de tine. Da? Dar în momentul în care tu ieși repede în fața mașinii, îl tragi pe șofer pe dreapta și îi dai amendă, n-ai făcut nimic. Șoferul n-a înțeles nimic din toată pedeapsa asta. N-a înțeles pentru că nu știe de ce-l oprești. Dom'le, ai mers cu viteză peste cea legală. Așa, și va pleca la drum cu viteză mai mare decât cea legală, în plus va fi nervos. Lucru care va duce la accident. Nervos și mai sărac. Și va duce la accident. Da? Astea sunt, legile sunt făcute prost. Și sunt și mai prost puse în aplicare în România. De ce? Pentru că mă întorc la articolul din Adevărul cu care am început ediția de astăzi. Suntem niște oameni pentru care spoiala contează. Să arate bine.
Nu să fie bun, să aibă o față interesantă. Există legi în România, foarte bine, zbune de ceva? Nu. Băi, îmbunătățesc nivelul de trai? Nu, dar există, le avem. Păi mai să ne gândim în profunzime, avem legi care sunt încă valabile de la 1933. Nu le-a schimbat nimeni. Omenirea a evoluat. Există schimbări majore în viața noastră cotidiană. Legile sunt acelea, din 33. Bașca, dacă mă uit și caut acum pe internet, cred că merg la vreo 10 minute, dar găsesc legi care sunt în vigoare în România din 1800. Da? Aceleași nu s-a gândit nimeni să le modifice. Deci, contează. Guvernul Norvegiei face cadou, da, era mai veche povestea asta, face cadou vecinei Finlanda un vârf de munte, ceea ce înseamnă că Norvegia trebuie să schimbe puțin granița, deși e o problemă și la ei, scrie foarte mare în Constituția norvegiană. Țara este independentă, indivizibilă și inalienabilă. Mi-e place în dragi, cred că toate Constituțiile europene, a noastră cu siguranță are, pentru că Constituția noastră este copiată, tradusă și adaptată cumva după cea franceză și făcută la căderea Bastiliei. În mai toate Constituțiile apare chestia asta. Țara X, Y, Z este liberă, independentă, suverană, mai ales suverană, teritoriul este indivizibil, cu zero, da? Chestia asta scrie peste toate constituțiile lumii dețin, au cumva paragraful ăsta și chiar la început. Pe mine mă amuză, dragi. Mă amuză puternic. Liberă, independentă, indivizibilă și inalienabilă. Și totuși norvegienii vor să schimbe cu 400 de metri parcă granița ca să le ofere vecinilor finlandezi cu ocazia nu știu ce sărbătoare. 100 de ani de la independența față de Rusia, vor să le ofere cei 400 de metri pe care există un vârf muntos ca și cadou la sărbătorirea centenarului. Da? Hai că vă zic exact cât le dă. Foarte, foarte mic, dar până la urmă și că norvegienii sunt foarte de acord în marea lor majoritate, finlandezii sunt încântați de idee, pentru că vorbim de un lanț muntos care are două vârfuri și ambele se găsesc în momentul ăsta pe teritoriul Norvegiei. Și acum norvegienii, ca niște vecini buni, că există și că și vecini buni, vor să unul din aceste două vârfuri să treacă pe teritoriul finlandez, ca să aibă ambele țări câte un vârf din același lanț muntos, da? Și e foarte faină ideea. Norvegienii sunt de acord, finlandezii sunt încântați și au putut să bată să schimbe cu toată Constituția sau ceva ca să le poată da destora vârful respectiv. Da? Pentru că e inalienabilă, indivizibilă, independentă și liberă țara Norvegia. Reacția publicului a fost copleșitoare de pozitive, vă spuneam, atât în Norvegia cât și în Finlanda. Singura obiecție vin de la, că trebuie să fie din ăștia, comunitatea indigenă Sami, care e de părere că pământul nu trebuie să aparține nimănui. Ăștia plac și că nu știu ce fumează ei, dar e foarte bine. Adică există o țară în Norvegia, există o țară Finlanda, Norvegia vrea să facă cumva cadou un vârf muntos Finlandei, ăștia sunt mulțumiți, ăștia sunt mulțumiți, vin și ăștia alți care spun, și așa nu ia niciunul ea. Adică mă bucur că faceți treaba asta, e super interesant, că voi vă faceți cadouri între voi, dar nu vă aparține niciunia. Pământul nu ia nimănui. Da? Și ăștia nu știu ce fumează ei, dar trebuie să fie mereu. Eu sunt genul ăsta de om în conflicte. Când doi oameni se ceartă, eu sunt ăla care se uită la ei și la final, după ce i-aș sparg dinții, își smulg măserele și rup cioranele, mă ridic și eu cu țigara, nu aveți niciunul dreptate. Dar eu mă mai chinuiți. Da? Las eu. Eu sunt comunitatea Sami. Un ministru suedez, hai să vedem SF-uri pentru noi ca români. Un ministru suedez și-a dat demisia după ce a condus sub influența alcoolului. Dar vorbim de Suedia, da?
Aida Hazliak, cel mai tânăr membru al guvernului Suediei, a demisionat din funcția de ministru al educației după ce a fost surprinsă de poliție în timp ce conducea sub influența alcoolului, spun cei de la Reuters. Aida Hazliak a declarat că a fost oprită de poliție pe un pod care face legătura între Danemarca și Suedia. Agenții au stabilit că avea o alcoolemie de 0,2 la mie după un dineu în Copenhaga. Nivelul de 0,2 la mie este la limita legii în Suedia. Am ales să demisionez pentru că ceea ce am făcut este grav, a spus politicianul social-democrat în vârstă de 29 de ani. Citeam zilele trecute și am văzut clipul, nu știu dacă îl urmăriți voi, pe Vali Petcu, pe internet. A postat omul un clip cu un polițist, un agent de poliție rutier, care a oprit o tipă foarte frumușică, cu o față destul de inteligentă, dar și inteligența asta ne părăsește la când iei ceva la bord. Și a descoperit respectivei 0,13 la mie, după ce polițistul o întrebase. Băi, nu înțeleg chestia asta. Polițistul te întreabă, nu țin partea poliției. În continuare, voi spune, sunt convins că există o multitudine de abuzuri. De ce? Pentru că atunci când ai puterea în mână, e ușor să o curbezi cum vrei tu. Tu ai puterea în mână, puterea de decizie, da? Că ești polițist, că ești medic, că ești portarul de la nu știu ce instituție, că ești șoferul directorului sau tipa care îi face sex oral nu știu cărei persoane cu putere de decizie, prin transfer îți iei și tu puțin, da? Din puterea respectivă. Și puterea îmi bată. Și sunt convins, voi spune mereu, că există abuzuri în cadrul, nu că sunt convins, știu, se vede cu ochii liber, abuzuri în cadrul poliției, atât rutieră cât și Poliția Națională aia mare. Există abuzuri. Fără discuție. Dar nu și în cazul ăsta. Polițistul o întreabă, ați consumat băuturi alcoolice? Bă, ăsta e momentul decisiv într-o discuție cu poliția. Să mordă. Ăsta e momentul decisiv. În momentul ăsta poți să decizi dacă treaba va merge bine sau dacă treaba va merge teribil de rău, de greșit, de rău. Fantastic de rău. Ăla e momentul decisiv în care poți să spui, cum spunea Vali Petru, uite că îl citesc pe omul ăsta, da? Da, domnule, am băut ceva, dar hai să sufru în porcăria asta, poate nu iese. Am baftă, da, am băut două beri sau o bere. Am băut o bere, brahat, asta este, da? Și uite, am fost destul de dubitoc să mă urc la volan, mergând ce 100 de kilometri, 100 de metri ca să ajung până acasă. Nu-i lăsa mașina în fața crâșmei, da? Poți să mergi în direcția în care totul va merge ok. Da? Da, domnule, am băut ceva. Dă porcăria să sufru în ea, că poate nu iese. Cât s-a ieșit? 0-1. M-am scos! Că între timp am condus, am stat cu geamul deschis, am respirat aer curat, am mai mestecat nu știu ce dracu, da? Și nu-ți iese. Sau îți iese. Moment în care plătești amenda, spui, poverea asta este, am greșit, am câșit-o, măsa. Gat, ce o să fac? Doar o să mă împuști. Am câșit-o. Cât e amenda? Ai de 900 de lei, da? Permisul suspendat pe 90 de zile, vere, îmi pare foarte rău. Hai mă, Vasile, treci de pe dreapta, pe stânga și condu tu. Asta este, am greșit. Se întâmplă, na. Care n-a băut măcar o dată să urce la volan? O bere, da, o dracu, nu o să mergi. Știi cum mergi pe ideea? Am băut o bere, dracu, nu o să mă oprească chiar pe mine poliția. Ei, și se întâmplă. Există varianta aia altă în care îl iei pe polițist. Măi, coițe, că am voie să spun, da? Dar de ce mă oprești tu pe mine? Păi domnule, v-a ieșit că mirosiți alcool. Dar de unde știi mă că mirosești? Da, și le iei la tură pe polițist. Tu, ei, ăla e momentul în care lucrurile încep să meargă prost. Și nu prost, dar din ce în ce mai prost. Este? Pentru că polițistul ăla e și el om. Și polițistul respectiv va spune, dar bine mă frate, stai puțin, eu te opresc. Înainte să omori pe cineva dracului. Și tot tu mă iei pe mine la tură, ia suflăma tale în chestia asta. Cât ți-a ieșit? 0,13, e căcabățul. Jos din mașină, mâinile pe capotă, mai faci și figură, îți dau și un spray în ochi. Eu aș face chestia asta ca polițist. Dă-o, dar de ce faci? Negociezi cu mine? Te-am oprit? Sunt litera legii. Te-am oprit? Nu te-am oprit degeaba. Te-am oprit la un filtru. Ai ieșit că ai consumat alcool. M-ai mințit? Minți că ai consumat alcool. Iese în continuare că ai consumat alcool. Mai sari și la mine cu scandal? Ăla e momentul, vă spuneam, momentul decisiv, când polițistul întreabă, domnule, ai consumat alcool? Vere, eu aș spune, da. Am luat două guri de bere, chiar n-ar tu nu știi cât ai băut tu.
două guri dintr-o sticlă, dar sunt... Uite, eu, de exemplu, eu, neamțul, din jumătate de sticlă de bere ordinară, eu mă îmbăt. De ce? Nu s-o obișnuit. Pentru mine, valoarea aia alcoolului e mai mare. Dracu, nu înțeleg de ce. Eu mă îmbăt dintr-o jumătate de sticlă de bere. Nu să nu mă țin pe picioare, evident. Da, mă, ia starea aia de... Corect? De ce? Nu am rezistență, frate, la alcool. Probabil că dacă suflu în porcăria aia, va ieși la fel ca un tip care are ani de zile de alcool în spate. Că nu știu cum funcționează aparatul ăla. Nu m-am suflat niciodată. Eu, de felul meu, nu beau alcool. Dacă beau jumătate de sticlă, eu-s gata. Da? Rezistența mea la alcool este minimă. Nu am așa ceva. Și da, frate, am consumat, am băut două bere. Două guri de bere. Am luat două guri de bere, că mi-era sete și nu aveam apă. Na. Da, să suflu una, poate scap. Poate scap. Dar în momentul în care te iei la harță cu polițistul care te-a oprit justificat, din momentul ăla lucrurile merg din prost în mai prost. Dacă găsiți videoul de care vă povestesc, tupeul nesimțit al unei șoferițe la volan, urmăriți-l numai ca să vedeți finalul. Toată chestia că Gacica a stat zeci de secunde căutând legea cu care să-l combată pe polițist, faptul că ăsta numai că nu s-a rugat de ea, hai domnișoară, semnați dracu procesul verbal, că stăm aici la 3 dimineața ca proștii amândoi, te-am descoperit, ai 013, nu știu care e limita, că na, nu cred că știe careva. Da? Noi la școala de șoferi învățăm prostirea asta, de ce le ține minte? Care e limita... De unde contravenție, infracțiune, toate astea le uiți. Da? Deci eu uite, recunosc acum că nu le mai țin minte pe astea. Dar fiindcă nu beau, nu m-am chinuit să le țin minte. Și tipa stă și caută și caută zeci de secunde, minute întregi, caută pe internet legea sau un argument cu care să-l combată pe polițistul de la rutieră. Și stă. Și stă, bașca mă, e și tipa de lângă ea care, dar ce, domnule, o oprești pe alții, nu poți să-i oprești? Nu, domnule, am oprit-o pe ea. De ce? Că mi s-a părut că merge așa. Și tipa caută. Și spune, ce articol spuneți că e? Păi, cu dorutier, articolul nu știu care, aliniatul nu știu care. Da. Hai, domnule, semnați procesul verbal. Domnule, semnați, vă rog, procesul verbal. Dacă nu semnați, vă trimitem prin poștă, oricum. Domnișoară, semnați procesul verbal. Domnișoară, ce articol a zis că e? Înțelegeți genul ăsta? Căutați-o. Și la final, polițistul să-i spună, v-am suspendat permisul 90 de zile, uitați aici procesul verbal, mă, vă mulțumesc că ați semnat, că ați semnat până la urmă. Am să vă rog să coborâți de la volan, pentru că, păi, dar și eu ce fac, las mașina aici și ăsta îi spune, domnișoară, mi-e pare foarte rău, tocmai v-am suspendat permisul. Da, dar mi-a dat o dovadă. V-am dat dovadă fără drept de conducere. Dacă ați pornit mașina, deja comiteți o ilegalitate urâtă de tot. Că nu mai ai permis. Aia a rămas așa. Deci după ce a căutat în toate legile. Mi-a plăcut finalul. A rămas. Deci vă rog, coborâți de la volan, nu conduceți, nu aveți voie să conduceți. I-a zis polițistul, foarte calm, deci vorbesc serios, nu că... Am început să-l urmăresc pe Godină, care Godină și el o mai dă din când în când în... O arde din când în când tare, da? Pentru că omul este un polițist celebru. Și îmi place de Godină, de polițist. Și el din când în când o dă în bălării, se întâmplă, că e om. Omul ăsta, în schimb, polițistul ăsta de la rutieră, pentru că a fost și filmat, probabil, că a reacționat cu foarte mult calm. I-aș da premiul Nobel pentru calmitate. Înțelegeți? Polițistul respectiv. Cum a stat el minute în șir ca tipa respectivă să caute pe net un articol cu care să-l combată pe polițist. Ca doar la final să-i atragă la ea. Trebuie să coborâți că nu aveți voie să conduceți. Păi și tipa zice, păi ce fac, las mașina aici? Domnișoară, nu mai e problema mea. Și eu v-am suspendat permisul, chemați pe cineva care nu a băut, da? Chemați pe cineva care nu a consumat băuturi alcoolice să vă ia mașina de aici. Și tipa a rămas cu o gură larg deschisă. Merită să vedeți clipul. E super amuzant. Și ministrul ăsta al Suediei și-a dat demisia pentru că a fost prinsă cu 0,2 la 1000. Ministrul Educației. N-am să fiu eu ăla care să spună, la noi în România, de exemplu,
Avem un ministru care a dus la moartea unui polițist din propria sa coloană oficială, care e încă în funcție. Și de câte ori am auzit sintagma asta? Nu îmi voi da demisia. Și nu vorbesc de opre acum. În general, oamenii care înainte de a face o acțiune, dacă nu ne iese cum vrem, noi nu ne-am propus să facem un zgârie nori până la lună și încă unul care să ne ducă înapoi, și dacă acest proiect nu va reuși, vă promit eu, vă asigur că îmi voi da demisia. Și sunt în aceeași funcție de 10 de ani și nu și-au dat demisia. Știm foarte bine că se întâmplă în România treaba asta, da? Pentru că nu există onoare, mă, și nu interesează. Sunt cuvinte pe care să le mănânce prostimea, să le mănânce populația. Că în rest ce face el mai departe sau ea mai departe nu e interesant. Avem un nene care a fost trimis în judecată numai puțin de 7 ori. Și în continuare parlamentar. Adică omul a zis, domnule, eu văd că voi fi descoperit vinovat și a fost descoperit, da? Îmi voi da demisia de onoare. Aia mă, lași demisia, dar ce e aia demisia de onoare? Ca să-ți dai demisia de onoare trebuie să ai mai întâi onoare! Dar cum nu există? Nenea a fost condamnat sau cercetat de 7 ori. Și încă e cercetat, nu știu cum dracul cheamă, Șova, măsa. Da? Și ce li se dă? Arest la domiciliu. Citez iarăși pe cineva de pe internet. Eu sunt foarte de acord cu arestul la domiciliu, dar la al meu. Să le dea arest la domiciliu tuturor, dar la al meu, nu la al lor. Că e ușor să fii arestat la domiciliu când ai un domeniu de 90 de hectare pe care faci hipism, faci călărie, da? Ai 3 bazine de not, 4 piscine cu gagici care îți fac înghete așa la testicole, 2 săli de jocuri și televizoare și sală de cinema personală, e ușor să fii arestat la domiciliu. Dați-le arest la domiciliu la un cămin de orfani. Într-o cameră de cămin studențesc. Dați-le arest la domiciliu într-un salon de spital ca să vadă realitatea și ca să-și dea seama că, bă, vere, nașpa o duc românii. Doamne fel, dați-le arest la domiciliu într-o sală de clasă. Iarna. Ca să stea așa. Înțepenind de frig, dați-le arest la domiciliu într-un azil de bătrâni. Sau în casa lui Nea Psuveică de la capul satului, care trăiește cu pensia lui de 8 lei sau 10 lei pe lună. Acolo dați-le arest la domiciliu. La domiciliu omului ăla. Și atunci să se descurce. Nu-i tăi arest la domiciliu pe domeniul lui de la Săvârșin, sau nu știu, am zis Săvârșin acolo, familia regală, da? A României. Spun regală pentru că în continuare suntem cu totul altceva decât monarhie. Deci, e idiot să avem 4 regi în țară, frate, sau 3 cât sunt acum. Țara cu cei mai mulți regi avem noi și în continuare suntem conduși de unul care nu are legătură nici cu regalitatea, nici cu conducerea, cu condusul. Și un guvern care, de bine de rău, încearcă să modifice niște chestii. Da? Suntem țara din lume, cred că, cu cei mai mulți regi și împărați. E, a țiganilor numai acolo sunt vreo 3. Plus Mihai? Plus președintele? Și avem atâția conducători, dar nu avem oameni care să pună în practică deciziile. Niciunul nu decide nimic. Ei există ca și conducători. De decis nu decide nimic. Niciunul. Băi, am ajuns la final, da, cred că am ajuns la final. Ce s-ar întâmpla în România dacă mâine ar avea loc un cutremur puternic? Am murit de la gândul. 75% dintre români ar fi afectați în cazul unui cutremur puternic, iar dotările autorităților pentru misiunile de căutare salvare sunt puține sau chiar inexistente. Voi spune încă o dată. Am locuit 5 ani aproape lângă Alicante, într-un mic orășel care se numește Castaia. Știu că sunt prieteni spanioli care din când în când mă urmăresc emisiunea asta, în afară de Castalia și Alicante, ei n-au înțeles nimic din ce a spus până acum. Oamenii ăia de acolo au reușit o chestiuță pe care am mai propus-o public și aici, local.
Începusem emisiunea cu, băi, cum fac românii că nu văd nimic din străinătate ce ar putea fi pus în practică în România. Eu nu fac parte din categoria asta. Toate animalele, toți câinii fără stăpân din zona respectivă au fost luați și duși într-un adăpost pentru animale fără stăpân. Foarte bine s-a făcut și în Roma treaba asta. Acolo vin să facă practică elevii liceului sanitar veterinar sau de la cabinetele veterinare particulare, vin și își fac practica la adăpostul pentru ele. O fac voluntar. De ce? Pentru că au nevoie de supraorele alea, de extra creditul ăla, curricular, cum dracu să cheamă, da? Ca să crească, îi interesează. Și merg și fac acolo. De parazitări, dezinfecție, știu ce dracu fac ei acolo, nu știu, cu ce se ocupă ei acolo, da? O castrare ocazional, îngrijire, că acolo nu e doar, acolo au grijă de câinii respectivi. Ce se întâmplă mai departe? Adăpostul de animale din Castai este privat. E particular, bre. De cele mai multe ori, pentru că nu prea mai sunt câini vagabonzi, oamenii chiar vin, cei care locuiesc în jurul orașului, în zona rurală și vor să aibă un câine în bătătură, nu-și cumpără neapărat un câine de rasă pentru că trebuie să arate că ei au bani și au bulldog sau bulterier sau... Nu, merg și iau un animal de acolo, un câine cu care să-și facă treaba. Și le iau de la adăpost. Și nu-i dau drumul înapoi în stradă. De ce? Nu există 87.000 de asociații pro-animale în zonă. Oamenii chiar îi iau și îi țin acasă. Și au grijă de ei, respectiv animal devine un membru al familiei. Cei care nu sunt adoptați, dat fiind că adăpostul de animale este privat, nu ține de stat, primește de la primărie, de la municipalitate, un mic ajutor. Mic ajutor însemnând cineva de la municipalitate îți duce la restaurantele din oraș și le oferă niște avantaje ca toate resturile alimentare să ajungă la adăpostul respectiv de câini. Adăpostul de câini nu este doar de câini. Este de animale. Un adăpost pentru animale. De cele mai multe ori acolo este o casă de vacanță pentru animalele de companie. Se lucrează foarte mult pe bază de voluntariat. Finanțele vin din alte părți. Ei, oamenii de acolo nu sunt plătiți. Finanțele vin din alte părți. La modul, plec eu în vacanță și am o broască țestoasă. Doar nu ai lăsat broasca țestoasă să crape de foame lună întreagă. Și așa cu bag într-o cutiuță și îi duc la ăștia și iau grijă de ea. Și îi plătesc pentru chestia asta. Merg în Indonezia și am o pisică. Duc pisica la ei și ei se ocupă de ea. În timpul ăsta, cât ți-o plecat, ei îi fac manicură, pedicură, pupă în fund, eu știu ce dracu îi fac ei acolo. Da? Deci pe lângă a fi un adăpost de animale pentru animale fără stăpân, sunt și casă de vacanță. Trei la mână, a treia sursă de venit, vorbim deja de a treia sursă de venit pentru un adăpost de animale, care în roman încă este susținut de municipalitate. Ăia de acolo au reușit să-și găsească surse de venit, să se autofinanțeze și le merge minunat. A treia sursă de venit este dresajul. Da? E dresaj. Au un om pe care îl plătesc să vină să dreseze animale. Dar ce faci cu animale fără stăpân să le dresezi? Da, mă! Pentru că animalele alea fără stăpân sunt folosite mai târziu în salvamont, în căutare și salvare în caz de cutremur. Sunt foarte multe persoane care merg pe munte și se pierd și se folosesc câini de la adăpostul de animale care sunt dresați să facă treaba asta. Și ei primesc de la municipalitate, de la comunitatea valenciană sau de unde dracu, adăpostul de animale primește niște bani pentru serviciile câinilor. E atât de simplu. Câtă minte îți trebuie să fii capabil să te interesezi, să-ți dai interesul și să atragi bani. Sau ai putea să-i ții pur și simplu ca aici, să speri să moară pentru că te costă prea mult să-i întreții. Doi la mână, trebuie să te bați mereu cu o grămadă de oameni care susțin sus și tare că sunt niște condiții inumane pentru animalele alea. Dar lăsați-vă pe stradă să mănânce din gunoaie și să dea dracu în ei nu știu ce boli de stomac și să îi găsești morți. Da? Sau ai putea să găsești varianta să scoți bani dintr-un adăpost. Sunt trei soluții pe care cei din Castaiaș, vorbim de un oraș cu 6.000 de locuitori. 6.000 de 5 ori mai mic decât Romanul. Oamenii au găsit soluția, nu doar să se autofinanțeze, ci să aibă profit, mă. Să câștige bine. Din ce? Una la mână.
țin câinii fără stăpân la ei și îi dau spre adopție, adopțiile se fac pe baza unei taxe, eu dacă vreau un câine mă duc și îl plătesc, nu o sumă să-mi cadă chiloții de pe mine de frică, dar o sumă, adică o chestie, luați-mă niște bani ca să aveți că mi-ați ținut animalul ăsta perfect pe care l-am găsit acum. Da? Doi la mână, pregătesc tot ce înseamnă veterinară în zonă, la mine, la adăpost. Fără să-i chin, nu-i aduc pe copiii să joace, să chinuie câine. Nu, ei vin să facă practică. Practică! Avem tita liceu agricol, n-a venit un profesor de la liceu agricol să spună, pot să vin și eu cu clasa mea de veterinari, viitor veterinari, să vedem la adăpostul de animale din Roman dacă putem să dăm o mână de ajutor? De ce? Pentru că e extracurricular, le-ar prinde foarte bine la elevi. Or să fie veterinar și să, mulți dintre ei o să vrea să-și deschidă cabinete sau o să lucreze în cabinete veterinare unde o să vină ce? Căței și pisici! Nu o să vină nimeni cu calul sau cu găinile. Nu a venit un profesor de la liceul cu profil măsa agricol, Ionescu de la Brad, unde au clasă de veterinari, de asistenți veterinari. Să spună, domnule primar, putem să aducem copiii să învețe la, sau să facă practică peste vară la depozitul de animale? Nu. Deci oamenii ia câștigă din toate sursele. Trei la mână sunt depozit, nu depozit, că sună urât depozit, casă de vacanță pentru animale de companie. Lucru pe care românii iarăși nu-l fac, pentru că știu că nimeni de la depozitul de animale nu-și va da interesul să aibă grijă de pisica lor cât o să fie ei plecați în Indonezia. Mâța o să crape de foame, probabil, sau o să fie de un jeg. Nu-și dă interesul nimeni. Și patru la mână, animalele de acolo sunt dresate pentru diverse, inclusiv găsit droguri în aeroport. Și comunitatea trimite bani, fonduri pentru așa ceva la depozitul ăsta de animale. La adăpostul ăsta de animale. Pentru că au nevoie. Nu se poate să fi fost în, măcar o dată prin aeroporturile din Spania și să nu vedeți că există câini care vă miros bagajele. Ăia sunt câinii care inițial au fost câini vagabonzi. Stai nimănui. Și au fost dresați pentru așa ceva. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult. Vai, și aveam de vorbit de Irina Login și nu mai pot, și de Daniela Condurache și nu mai am timp. Că a fost ieri la Moldoveni și la Pildești, s-a cântat puternic și am filmat în două echipe, în ambele locații, până când au ieșit pe scenă aceste dive, la care ne-a fost interzis cu desăvârșire să filmăm și sau să facem fotografii. Sub amenințarea clauzelor contractuale și judecăți, directori de copyright, etc. Păi dați-mi voie să vă spun, dragile mele interprete de muzică populară, că ați fost plătite din bani publici de la bugetele locale. Toți oamenii de acolo, inclusiv Irina Login, a spus că ea nu cântă dacă mai vede vreun telefon pe sus care să-i facă poză. Păi mamaie dragă, că nu pot să spun altfel, ești persoană publică. Ai fost plătită de comunitate, de cei care au venit să te vadă și să te fotografieze și să facă poze cu tine și să-ți ceară autografe. De acolo ai fost plătită, din banii lor. Cum ar fi să plătesc un bilet la un spectacol de-al Irinei Login, dar să-i spun eu să-mi cânte Nothing Else Matters de la Metallica? Zice că o plătesc! De-aia! E absurd. E absurd. Banii respectivi au venit de la comunitatea locală, de la bugetul local. Oamenii v-au plătit ca să vă vadă. Dar se pare că banii, banii, banii este o melodie pe care chiar Irina Login cu asta a început după ce a refuzat cu succes să dea autografe și sau să se fotografieze cu fanii care au așteptat-o ore în șir în soare. Și după ce discuția s-a învârtit în jurul banilor, contracte, mii de euro, etc., etc., prima melodie care a ieșit pe scenă a fost banii, 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 banii. Ne-au stricat. Banii, 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 banii. Dezamăgit, eu cel puțin. Dragilor și dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Rămâne să ne vedem, nu știu când, naiba, că vedeți că trăiesc de pe o zi pe alta cu emisiunea asta, la altă ediție A24 de titluri. Până atunci, care fiecare dată, toate bune!